nostru, vedeți? A crescut. Vedeți? Ia uitați-l ce frumos este. Și acum să-l punem pe mască, cum este încordat foarte bine. Așa, eu după ce l-am pus în oala noastră de la mixer, l-am lăsat să crească puțin și apoi l-am frământat până s-a făcut elastic. Așa, și încordat foarte, foarte bine. Nostru. Vom avea nevoie de maiaua noastră, pe care am făcut-o înainte și am lăsat-o să crească. Pentru maiaua noastră, vedeți, este crescut. Am pus 50 de grame de drojdie proaspătă, 2 linguri de miere sau de zahăr. Acum depinde cu ce doriți să faceți. Eu îl fac cu miere, că ne place foarte mult. Dar puteți pune zahăr. Deci 2 linguri de zahăr, 2-3 linguri de făină și 50 de lapte. Aceasta pentru maia. 1 kg de făină, dacă este posibil să fie cât mai uscată. Deci o strângem și deschidem pumnul. Și dacă ea se desface, este uscată și intră mai mult lapte. Dacă este umidă, să știți că intră lapte puțin. Așa. Deci 1 kg de făină. 5 gălbenușuri, o lingură de sare, deci 10-12 grame am cântărit. Aici am 450 de lapte, deci în total vor fi 500 și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Deci 450 cu 50 pe care le-am pus la maia sunt 500. Aici am 250 de grame de unt și 200 de miere de albine sau de zahăr. Dacă doriți să fie cozonacul mai dulce, adăugați mai mult zahăr. Am preparat maiaua. Căm sarea cu gălbenușurile și o punem așa pe toată. Și amestecăm așa bine. Apoi, voi cântări 200 de miere de albine sau zahăr și îl punem în lapte. Punem aici 200 de miere. Că mierea sau zahărul să se topească bine. Și aici voi adăuga și pasta mea de mandarine. Deci eu pun pasta de mandarine, dă un gust foarte bun la cozonac. Deci este făcută din mandarine întregi, tăiate cu bulețe, cu zahăr, pus pe foc până se obține așa ca o dulceață. Deci aceasta este pasta de mandarine, cu coajă, cu miez, deci fără sâmburi. Și dacă nu aveți și nu doriți să puneți pasta de mandarine, puteți pune coaja de mandarine, coaja de portocală, coaja de lămâie, esență de vanilie, esență de rom, ce doriți în cozonac. Să fie cât mai aromat. Și acum vom adăuga să se topească aici și pasta noastră de mandarine, cam cât dorim să punem la cozonac aroma. Așa. Am să pun ea să vedem cam mult. Și amestecăm așa făina noastră. Facem așa o găurică aici și vom pune maiaua. Ia uitați ce frumos a crescut maiaua noastră. Și vom pune pe toată așa aici maiaua. Dacă vedeți că maiaua nu crește, nu înaintați cu cozonacul. Înseamnă că drojdia nu este bună. Am să acopăr așa puțin maiaua. Și acum gălbenușurile cu sare o să le adăugăm și pe acestea. Aici punem așa totul. Așa, adăugăm și din laptele nostru. Cum să dau puțin ca să pot să amestec. Așa. Și încet, încet începem să amestecăm. Vedeți că făina este uscată, ia uitați cât lapte intră. Așa, și mai punem și restul. Depinde cât de uscată este făina. Ia uitați untul, vedeți? L-am topit așa puțin și vom lua câte puțin și vom pune așa aici și vom frământa.
Așa. Și acum punem tot aluatul pe masă. Și acum nu ne rămâne decât să lucrăm aluatul nostru. Îl puteți face și cu mixerul. Așa, și luăm din untul nostru, vedeți? Și punem așa pe aluatul nostru de cozonac. Acesta este aluatul, deci am incorporat foarte bine și untul. Îl voi pune în oala mea de la mixer și acum vom lua aluatul nostru și îl vom pune în oala noastră. Îl acoperim și cu folie și lăsăm să-și dubleze volumul și după aceea îl voi frământa cu mixerul. Circa 20 de minute și îl lăsăm să crească până mâine dimineață. Deci l-am lăsat să crească peste noapte. Cum arată aluatul nostru, vedeți? A crescut. Vedeți? Ia uitați-l ce frumos este. Și acum să-l punem pe masa de lucru. Și acesta este aluatul nostru. Ia uitați-l. Și acum puteți pune puțin ulei dacă doriți pe masă. Așa, și îl voi împărți în două, mai întâi, în două părți egale. Așa, și o parte o dăm deoparte și o punem în bol. Și din această bucată vom face un cozonac.